unde votez la referendumul republican constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024, acolo unde ai domiciliu înregistrat ori reședința valabilă. Iar dacă în ziua alegerilor nu vei fi în localitatea în care ai domiciliul, iată ce trebuie să faci. Depune declarația de ședere la pretura de sector sau primăria din localitatea în care te vei afla în ziua votării. Până când poți face asta? Până pe 25 septembrie inclusiv. Prezintă buletinul de identitate și declară-ți locul de ședere. Astfel vei fi inclus în listele electorale de bază la secția de votare unde vrei să votezi. Votează cu încredere!